Pentru tenisul de masă românesc, 2017 a fost un an cu rezultate excelente. Buzoianul Cristinel Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă, spune că cea mai importantă performanță obținută de tenismenii români s-a consumat la Europenele de Senioare din Luxemburg. La noi rezultatele se cuantifică în medalii, au fost deosebite. Bineînțeles că am culminat cu câștigarea locului 1, campion european în proba pe echipe la seniori, acum o lună de zile în Luxemburg. Cristinel Romanescu evidențiază și rezultatele excelente obținute de juniori la campionatele europene de cadeți și juniori, desfășurate în iulie la Guimaraes, în Portugalia. Și la campionatele europene de juniori din Portugalia, Guimaraes, România a luat 9 medalii. Potrivit lui Cristinel Romanescu, România are cei mai buni juniori din Europa. În prezent, constanțeanul Cristi Pletea este numărul 1 european la masculin, iar Adina Diaconu din Slatina este numărul 1 în Europa la nivel de juniori fete.